6 români au fost răniți într-un accident produs în regiunea Brabantul Flamand din Belgia. Microbuzul cu care veneau din Marea Britanie se îndrepta spre România când a fost lovit de o mașină al cărei șofer se pare că a dormit la volan. Acesta conducea un Audi A3 care s-a ciocnit violent de microbuzul cu care călătoreau 7 cetățeni români. 6 dintre pasagerii aflați în microbuz au fost răniți ușor și au fost transportați la spital. Șoferul mașinii care a provocat accidentul a scăpat nevătămat. Este vorba despre un tânăr belgian de 30 de ani care ar fi fost sub influența alcoolului. Bărbatul a fost arestat de parchet pentru 2 săptămâni. Traficul pe autostradă a fost blocat aproape 3 ore din cauza accidentului.